Sunteți de bun la cald! Nu mă filma, mă, că dau cap așa! Ieși! Stai că sună poliția! N-ai. Acesta este un episod al războiului dintre familiile Șarpe și Mănăilă, vecini în satul Păltiniș, care a prins nuanțe tragicomice. Lucreția Șarpe își acuză vecinii că poftesc de mulți ani la terenul ei. Conform acesteia, familia Mănăilă, care locuiește gard în gard cu ea, a primit prin hotărâre judecătorească 350 de metri de teren în jurul casei proprii. Nu s-a mulțumit cu atât, spune Lucreția, și s-a extins și mai la deal, peste casa cumpărată cu chitanță de mână prin anii 60. Vecinii Lucreției au început să construiască un gard între proprietăți, care avea să treacă exact prin bucătăria locuinței. Și pentru ca delimitarea să fie clară, au mai tras un gard și pe acoperiș. Pe gardul ăsta, că nu i-am mai lăsat să fac, deci ăsta a trecut pe aici, până așa. Aici. Până aici. Până aici a fost trecut gardul. Uh-huh. Până aici. Și aici a fost baia, aici a fost bucătărie, aici era dormitor, acolo era tot dormitor, aici a fost tot dormitor. Povestea Lucreției Șarpe pare neverosimilă, deși femeia are un teanc de acte care i-ar dovedi dreptul de proprietate. Numai că și soții Mănăilă, vechii localnici ai satului Păltiniș, au argumentele lor. Aceștia spun că, de fapt, familia Șarpe le-ar fi invadat teritoriul fără niciun drept cu mulți ani în urmă. Proprietate privată s-a făcut. Proprietate? Du-te la notară! Eu am fost, măi, băiatul, am fost la notară și a rămas căscat, cu gura căscată, că ne-am arătat. Actele vorbesc. Ai trecut terenul de aici în actul tău și ai trecut casa CM1, da, casa ta. Am fost la primărie cu actul și am rămas cu gura căscată, că actul e făcut tot din primărie. Cele două familii s-au judecat, au prezentat documente și în urma unei hotărâri judecătorești, executorul a stabilit hotarul dintre cele două proprietăți fix în mijlocul casei cumpărate cu ani în urmă. De atunci, o parte din casă a rămas în administrarea familiei Mănăilă, care a folosit-o pentru amenajarea unei magazii de lemne. Cealaltă jumătate, în care erau bucătăria și singura baie din Păltiniș la vremea aceea, a rămas în curtea celor care o locuiseră până atunci, adică soții Șarpe. Aceștia din urmă au decis să demoleze gardul din casă și să bată în cuie intrările dinspre familia vecină. Însă gestul lor a fost imediat taxat printr-o plângere la poliție pentru distrugere și încălcarea proprietății. Cei doi vecini continuă să se tragă unul pe celălalt prin tribunale pentru a-și trasa hotarul între gospodăriile lor.